Bârna este supranumită Puntea Suspinelor dintr-un motiv foarte bun. Orice milimetru calculat greșit, orice pas mai la stânga sau la dreapta poate duce la scăderea punctajului. Însă la doar 11 ani, micuța Sabrina reușește să stăpânească acest aparat dificil cu grație și naturalețe. Fac 5 ore 6 pe zi, de dimineață și de după amiază. De ce gimnastică? Eu când eram mică, mama mea m-a întrebat ce sport vreau să fac și am ales gimnastică. La ce vârstă? Câți ani și ori aveai atunci? 2-3 ani. Sabrina este fata fostei gimnaste Camelia Voinea. Atât mama, cât și alte mari campioane sunt idoli pentru ea. Care sunt gimnastele tale preferate? Camelia Voinea, Cătălina Ponor, Andreea Răducan și Larisa Iordache. În 2014, legendarii antrenori ai lotului olimpic de gimnastică feminină, Octavian Belu și Mariana Bitang, au dat startul programului național Țară-Țară Vrem Campioane. Apoi au deschis un centru de recrutare la Constanța. Printre sutele de fete sosite din toate colțurile țării pentru a participa la marea preselecție, s-au numărat și aceste prințese. A fost 2014, unde, într-adevăr, după o muncă asiduă de 5 luni de zile am reușit să aducem la selecția din 10 mai sau din 10 mai peste 400 de copii, dintre care ei s-au triat în timp. Zeci de micuțe cu ambiții mari au intrat în 2014 în campania Țară-Țară Vrem Campioane, iar acum, după 4 ani de antrenamente, dintre ele au fost alese cele mai talentate 11 gimnaste. Pentru aceste super talente, campioana olimpică și mondială Andreea Răducan a înființat Centrul Național de Pregătire a Juniorilor pentru Gimnastică Artistică Feminină. Astăzi împreună ne bucurăm să-i avem pe cei mai talentați copii care au reușit să parcurgă etapele de verificare din ultimii ani și s-a concretizat acest lucru în formarea unui centru de juniori aici la Constanța. Așa cum știți, mai avem un centru la Deva. Sper din suflet să fie un început bun pentru toată lumea și pentru antrenori și pentru sportivi, dar și pentru noi, Federația Română de Gimnastică, și să ne putem bucura cât de curând de rezultatele acestor copii în marile competiții. Andreea Răducan a venit special ca să le vadă pe fete la lucru, iar toate au vrut să o impresioneze la aparatul preferat. Bianca, de exemplu, a ales să arate cât de bine știe să sară la sol. Și ca să înțelegeți cât de mult muncește pentru a ajunge într-o astfel de formă, ascultați numai cum sună programul ei zilnic. Dimineața încep de la 8 până la ora 12, după de la 1 merg la școală. Și termin la 5, apoi de la 5 vin înapoi până la 6, iar atunci când termin la 4 școala, fac de la 4 la 6. În momentul de față, în România există două astfel de centre pentru antrenarea junioarelor, la Constanța și Deva. Aceste pepiniere au sarcina de a da țării noastre acele sportive care vor aduce renașterea gimnasticii românești.